la Brașov este o întâlnire în care discutăm prioritățile Parlamentului pentru sesiunea următoare. Și dacă ne referim la prioritățile legislative ale Parlamentului, sunt foarte multe care vin și vor fi discutate și de autoritățile locale. Aici ne referim la simplificarea absorpției fondurilor europene, obținerea de garanții, lucru care premierul Emil Boc l-a pregătit deja, mărirea plafoanelor pentru garantare din partea administrațiilor publice locale, găsirea unor soluții pentru plata TVA-ului și a acestor prefinanțări, avansuri la finanțare, pentru că sunt multe primării care nu pot să facă absorpția, nu pot derula proiecte din cauza TVA-ului care trebuie să-l plătească cu anticipație, din cauza schemelor de plată care presupun să pui tu bani și nu au și așa mai departe. Și alte probleme care o să le discutăm, cred, acolo. În ce privește partea politică, deocamdată la Brașov se conturează echipa de 21 de oameni care să lucreze la statut, modificarea statutului Partidului Democrat Liberal. Deci trebuie parlamentarii să-și desemneze oamenii și europarlamentarii, cei 3 plus 3 plus 2, 8, care trebuie să-și desemneze. Să stabilim un mod de lucru această comisie din care fac și o parte de statut și vor fi discuții politice despre pașii care trebuie urmați. E un lucru firesc.